Cumpăr? Yep. Asta e mai scump pentru că e neagră. Cât mai rău e gustul, cu atât mai scump e. Eu zic că am în două soribele. Bogată! Săracă! Sunt așa gustul de săpun vechi. Băi, dar e să mirosul. Când s-a mirosul cel mai scump. Salutare! Astăzi facem scump versus ieftin. Noi se ducă două produse, două lucruri în fața noastră. Și unul e scump și unul e ieftin. Și noi după cum arată și după gust, o să vrească să scricim care e scump și care e ieftin. Voi puteți vă da seama că nu e chiar nici. Foarte, 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 foarte. Eu am așa o dispoziție bună, doar pentru că am auzit cuvântul mâncare. Important să nu mănânci săpun. Da. Eu aș mânca și săpun. Nu, stai. Mihai! Prima sunt chipsuri. Haideți mai întâi. Să zicem, după cum arată. Asta pare că e mai scumpă, pentru că, nu știu, așa e cu... Mai mulți condimente, da? Mai mulți condimente și încă așa e drept, triunghece, rupt. Dar și niște... Eu am alt punct de vedere. Și o să vede, parcă e mai elegant. Nu știu cum. Așa mai tradițional mexican, unde eu vin, și o să simt că e mai scump. Aici sunt mai ieftin. Mai scump deoarece. Da, aici sunt mai ieftin. Dar tu cum crezi? Am mai mâncat de asta. Okay. Acum haideți la gust. Stai, Victoria, nu se prieta. Precis, nu știu, parcă și una poate să fie mai scumpă, parcă și alta. Dar eu mă gândesc, ați gustăm, ați înțelegem. Credu. Am de gust. Eu nu vierș. Mâncare. Așa ca un mexican, adevărat, spune. Nice. E gustos. Acum... Nu, nu e gustos. Eu vreau să înțeleg. Haideți să aceasta două. Trei, doi, una. Mm. Eu știu care. Aici e alt față. Știu care. Asta e mai scump pentru că mai bine să simte gust. Hai să uitați, uitați. După și el rugă, nu dispare. Aici e mai, aici e mai tare și uscată, dar aici e mai normal, aici e mai așa, mai... Eu încă n-am subțăi, pentru că subțăi. Asta după ce am rumegat-o, păi gustul parcă a dispărut. Aici se simte mai multe condimente și asta poate fi și mai scump și mai ieftin. Dar la asta parcă ea este, nu este din aluadă, parcă este din... Cum se numește? Nu știi tot la mine, tu crezi că eu știu? Vine așa chipsuri albi, parcă așa sunt... Da, sunt! Da, parcă din orez, asta vedea că parcă din orez. Scumpă? Ieftin. N-am înțeles gustul ăsta. Ieftin, scump. Eu cred că nu știu niciodată și că asta e scump și asta e ieftin. Și Victoria? Scump, ieftin. Hai să vedem după cum e mâncată, da? O iese așa, puteți să verificați. Așa va. Da, mai puneți. Deci iese, așa-i? Mai puneți. Mai puneți, mai puneți, da? Da. Să se gușie. Bă, bun, gata. Toată bun. Deci, acestea sunt ieftine și acestea sunt scumpe. L-am ghișit! L-am ghișit! Ia e tot una dacă am ghișit corect, e mâncare. 1-1-0. Eu, noi n-ați vă zicem prețul, fiindcă în fiecare oraș, în fiecare regiune, în fiecare țară, prețurile sunt diferite. Așa că nu face sens să le spunem. Eu rog, hai, domn. Să-ți faci gustat? Nu. Nu doar cu mâncare, ok? Deci, prima ce observ că aici e mai deschis și mai închis. Asta e mai tare. Pe față, așa. Da. Stai! Gata. Da, de... Asta. Aici e și scumpă. Asta e scumpă. Eu cred că asta e mai scumpă pentru că asta e mai dură. E mai dură, dar se face mai dură că se poate murdări farfurii și... Și aici o am eu acasă. E ieftin, credeți-mă. Tot așa. Eu tot așa cred că asta e mai scumpă, în primul rând, iar priviți. Dar aici parcă nu știu, o iarbă au lipit de bureti. Dar aici se vede... Parcă iarba mai închisă a doua. Da, dar aici parcă e așa, nu știu, nu-i tăia drept, dar aici e tăiată drept. Dar foarte bine se simte. Eu m-aș spăla cu asta la baie. Eu m-aș spăla așa. Ok, asta este scumpă. Știam. Și asta e ieftină. Da, ghicit. Deci, deja două puncte, unu și două. Deci mai departe. S-au gustat. Într-adevăr. Gustă! Sunt așa gustul de săpun vechi. O leacă de piure. O leacă de apă, nu știu ce. Deci, avem în runda asta ciocolată. Eu de-amă știu care care scumpă. Tot știm. Eu tot știu. Eu cred că asta e mai scump pentru că e neagră. Pur și simplu și nouă ne dăruiesc că e neagră și eu știu că ea e, mai, că ea e scumpă. Dar asta e gustoasă.
Pe scurt, pe scurt, e ca pe scurt, e zice că cât mai rău e gustul, cu atât mai scump e. Cu cât mai bun e gustul, cu atât mai ieftin e. Acum eu vreau să zic. Ei, ei! Stai! E tot rău! Nu pun. Eu vreau să zic, că eu cred că ăsta e mai scump pentru că îmi rămâne așa subțire, așa. Ia să sărăci la aici. Pa cineva și după ce mâncine. Dar asta așa e groasă și după ideea asta ar trebui să fie scumpă. Dar e așa de obicei e tăiat ieftin. Dar asta e scumpă, că așa e subțire și neagră. Ok, hai, hai, o gustăm. Hai, aceasta neagră mai. Neagră, neagră mai. Ca ciocolata care o mănânc mama. Are gust de ciocolată scumpă. Eu știu cum văd, doar că la mine are gust de negru. Acum, aruncat-o. Acum asta. Uite. Are gust de lapte. Mie-mi place mai tare. Aia așa de lapte? Asta e de lapte, are gust de ciocolată. Mie-mi place mai tare mai ieftin pentru că e. E gust de ciocolată. Da, cu lapte. Scumpă? O scot pe ce e scumpă. Scumpă. Eu mai vreau să zic. Păi, să nu fie tare neagră. Sincer, eu mai vreau tare neagră. E cu 50% e cacao, da? E eu. Ieftină. Dați. Asta e vreo 10 lei moldovenești? Să mi de la... Asta vreo 68. Mama, scuze, nu că am mâncat ciocolată. Am gustat-o. Deci, 3 puncte, 3 puncte, 2 puncte și 3 puncte. Iată așa două pahare avem în față. Care este scump și care este ieftin? Eu vreau să zic că ăsta e mai scump, fiindcă în primul rând are mai multe gaze. În al doilea rând el așa e mai oranj și cred că nu știu. Asta înseamnă că nu știu. Mai multe fructe sunt în el sau nu știu. Asta e mai galben pentru că în el adaugă încă apă. Dar cine știe, dar cine știe, cine știe că aici poate și de portocală, dar aici de mango. Eu am dat așa și logică cum și jasmina, de la asta vedem așa. Eu presupun că vezi, ieftin de cauza că când eram mitel, mă ceam la terenul de fotbal și luam cea mai ieftină apă și tăti arătau la fel. Eu îi dau din aia. Așa e. Nu, nu cred că e așa scump. Ok, vedeți? Ia? Nu sunt care chiar tare iubești și magazul. Asta ar trebui să... Are gust de yes. Tu știi, știi băutura așa? Yes, da, știu. Eu. Ar fi fain dacă... Nu! 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 Dar nu, eu n-am... Ce că e n-am? Băi, ce-ai făcut? Dar n-am scuipat. Victoria? Prost n-am scuipat. Să te știi răspuns ca la asta! Eu zic că asta parcă e mai dizolvat cu apă, dar asta e mai dulci cumva. Tot același gust! Eu zic... Ele au tot același gust cumva, zici... Să putem să definim... În afară de culoare și... Ieftin și scump, eu așa zic. Eu zic că amândouă la fel de gustoasă, au culoare diferite, wow! Eu nu, nici nu știu de ce zic asta e scump, amândouă parcă au... Amândouă speciale. Eu zic că este scumpă. Eu zic că amândouă soribile. Mai mult s-o băut din aici, n-am ce să-i dispus, nu știu de ce? Dar gustul, pentru mine gustul, e ca vin amestecat cu portocală. Mă credeți, eu am gustat vin și știu la ce gust, pentru că... de la asta știu ce zic. Da, cam n-are sens, poate este mai scumpă. Doar că aici are un litru jumate, dar aici are 2 litri. Poate este mai scumpă dacă are 2 litri. Asta e 30 lei. Moldovinești. Și asta e vreo 15. Eu mai sincer mă gândeam că eu tot zic asta e scump, să zic în felul invers, că da, că nu știu cumva asta e mai scump. Eu v-am zis că viața e viața minciunitoare. Nu le-am ales așa tutti frutti, frutti fresh, tutti frutti, vedeți? M-am strivit că gusturile să fie la fel. Da, nici nu m-am gândit că să fie invers. Aici e scumpă. Periuță. Scumpă. Stai, stați. Periuță. Eu... Noi n-ați băgăm, iată, să verificăm! Eu aș băga! Eu e foame! Asta-i scumpă, aia asta-i scumpă! Poți să zic, poți... E scumpă pentru că în primul rând e neagră, în al doilea rând e mare, dar asta nu e cel mai important! Și încă în al doilea rând, astea sunt mai mult, de aici sunt mai toare și încă aici sunt așa niște chestii, nu știu, din plastic. Fiecare lucru făcut pentru bărbat, pentru berberit, pentru, nu știu, spray, e albastru deschis cu negru. Sau cu gri. Deodorant. E albastru. Deodorant. Asta e albastru. Chiar e dorința și, la oricare bărbat. Și întotdeauna e scumpă. Aistea, îți care vin în pachet de 4. Ieftin. Chiar și dacă asta e mai scumpă, eu aș alege aista. Ieftină și scumpă. Toți așa am zis. Toți. Da. Să mână ca viitorul da? Meu. Da? Într-adevăr. Asta e.
Punctul și asta e ieftin. Bravo! Patru, trei, patru. Jasmina pancând are un punct în minus. Cum credeți și vă pregătesc eu aici? Șampon! Închizată! Și? Servințele pentru șters! Bogată! Săracă! Asta e scumpă, asta e scumpă. E că asta e scumpă? Și asta e ieftină, da? A, precis, precis ieftină. Asta are numai un fel de ieftină. Să vă spărță din prima. Și bună, și mare, și miroasă ghinii. Vreau să zic că asta e în primul rând și, nu știu, colorată și mai groasă. Și miroasă ghinii. De ce cele mai ieftine hârtii igienice sunt așa învelite în așa... Într-o hârtie. Într-un așa, da, hârtie. Aș prefera asta. E foarte subțire, da? Eu asta prefera. Mai mare. Cât e subțire asta, dar asta are 3 rânduri. Asta e domn, dar e scumpă. Scumpă și ambalată era ieftină, da? Da. Hai, trebuie să aveți și ești părere, da? Eu vreau să vă zic că aceea ambalată era scumpă. Serios? Da! Costa aproape 20 lei, dar aceea e până 10 lei, nu mi-amintesc. Aș prefera. Nu cred. A, pe asta e preferat. Da. Cum poți spune ca și e? E mai scump. A? E mai scump. E că asta e mai scump. E mai scump și nu e așa de mult. Asta e mai scump. Tu ai zis că e mai mult. Dar ne place mai moale. Ok, rămânem la același scor. 4, 4, 3, 4. Asta e cali? La mine e mai ieftin. Un cali. Asta e mai ieftin? Da. Asta e mai scump, da? Nu știu, dar la mine un calipso, la mine în localitatea unde eu trăiesc, un calipso 2 lei costă. Zic, haideți, poate să vedem cum e înăuntru, adică eu... Rupe în două. Asta e mai scump. Mie e tot... Iar asta e, stai și mâncar. Asta e cu biscuit, eu știu. Stați, oi, s-a rupt, nu că... Eu cred că este mai scump. Eu este le știam de când eram copil. Eu zic să gustă. Și eu este le știam, le-am văzut în viața. Asta nu e calipso, calipso la mine e altul. Iată, eu deodată mă uitat și mi se pare deodată că asta e scump, dar acum îmi pare asta. În primul rând, parcă e mai moale. Eu am întrebare. Și calipso de obicei e scump. De asta e așa, e, nu știu, mic și poate asta e într-un fel. Eu am întrebare, puteți gusta mai repede? Da. Nu, asta e, mai întâi asta. Calipso. Calipso. Uitați-vă cum sunt ele. Mi se pare că asta e mai scump. Asta e scump, scump? Scump, scump. Eu zic că asta e scump, dar asta e ieftin. De cine are alt părere? Scump, ieftin. Eu țin minte că mă uitam la aici la magazin care costă vreo 3 lei, cât costă acolo? La mine 2 lei. Bine, decizia voastră? Scump, ieftin. Și? Aveți dreptate. Ura! Da! Nu! N-am unul. Eu luat așa e scumpă, da? E, așa e a mea. Unde a zis pe rot așa ieftină? Nu știu. Bun! 4, 4, 3, 4? Băi, nu mă nerva că serios, data viitoare să eu... Ia-s bună. Asta e suc de pomă? Aici sunt două feluri de sucuri diferite. M-am străduit să fie la fel. Dar nu am reușit să găsesc. Băi, vă gândiți la care are cea mai multă culoare. Dar eu mă gândesc, asta înseamnă așa poamă naturală. Nu știu de ce, dar îmi pare că asta e scump și asta e ieftin. Pentru că noi aveam un suc care avea fix așa culoare. Și el era de la bunica. Suc de greu. Să-i spun ce este fără degustație. Nu, ambele sunt cumpărate, Jasmina. Da, da? Ambele sunt cumpărate. E de pe cruc, e de așa pe cerc. Băi, dar ăsta miros urcat. Ăsta miros urcat. Precis vin. E scump. Nu, ăsta e suc. Da? Asta e ieftină, e ieftină. Băi, dar e bun. Ieftină. Eu mai băut ăsta, e bun. Da, ieftină. Dar la gust un picut seamănă cu vin. A, ăsta e ieftină. Care e mai ieftină? Iată și întrebarea. Gata, eu știu. Întotdeauna mergea asta. Da, 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 bă. Dă-n cu. Haroși. Ala, bala, portocale. Ce mai așa rămitor. Aia asta e așa scumpă. Asta e gust, parcă de au luat poamă și au scurs. Vin. Dar asta, sincer, parcă e suc de mere și au dat o leacă de poamă. Serios. Când fac fiecare suc, păi are măcar o leacă de suc de mere. Așa că eu cred că asta e ieftin și asta e scump. Asta e scump pentru că are un picuț gust de vin. Dar vinul asta cam fel, e o parte din... Mâncare scumpă. Nu, din struguri, dar iată multe sucuri cu struguri naturali, iată chiar naturali, naturali, eu țin minte, eu tot fășeam suc bunica în sat. Și avea asemănător gust. Ieftin, e mult mai dulce, scump, că
E mai acru. Asta are gust de coș de struguri. Nu știu cum să explic. Și este ghește. Da? Eu nu știu, dar eu zic. Dacă asta n-ați fi eliberat. Eu văd să-l bie și-l bie. Și voi aveți dreptate, așa mai scump. Așa costă la vreo 45 de lei litru, dar asta e în jur de 20 de lei litru. Nu-mi place. Da, și Jasmina a avut dreptate. Măr și struguri și așa o costă din struguri. Alb și roșu. Și eu îmi dau seama că prețul nu întotdeauna arată că este mai gustos, da? Da. Cuiva poate să-i placă ceva mai ieftin. Da, dar dacă eu în prima rundă nu mă găseam, apoi noi aveam doțica. Asta a fost videoclipul de astăzi. Nu uitați, scrieți în comentarii dacă mai vreți să vedeți pe Victorie și pe Alin, pe Miha și pe mine. Pa! Pa! Ciao! Pe dar zi!